Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Prea cucernici părinți, prea iubiți frați, am fost martori și astăzi în casa Tatălui de rugăciune la mesajul pe care Dumnezeu a vrut să îl împărtășească cu noi, la cuvântul pe care Dumnezeu a vrut să ni-l transmită și să îl pună pe inimile noastre. Și parcă cântarea pe care am cântat-o aici împreună cu atâta dragoste, am auzit-o și în urmă cu 2 săptămâni la oră de rugăciune, ne-au cântat-o tineri împreună aici și chiar m-am bucurat redescoperind-o atunci. M-am gândit că este de fapt această purtare de grijă a lui Dumnezeu care, așa cum am cântat în cântare, El ne dă și apa, El ne dă și pâinea, El ne dă bucurii, El ni le dă pe toate. Acum depinde de noi dacă vrem să le luăm, dacă vrem să ni le însușim, dacă vrem să ne hrănim cu ele, apa, pâinea. Și ultima strofă a cântării ne arată ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Tu ai făcut spre un veșnic bine tot cerul tău și ni l-ai vrut, adică ni-l oferă Dumnezeu. L-a făcut pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Dar dacă eu sau dacă dumitale lepezi harul, nu-i pagubă că mori pierdut. Tot ce putea să facă Dumnezeu pentru noi și pentru mântuirea noastră, El a făcut. Depinde acum de noi, dragii mei, dacă vrem și noi cu adevărat și dorim cu adevărat să ne bucurăm de ce ne-a oferit Dumnezeu în viața aceasta. Aș vrea să citesc apostolul zilei de astăzi, este un apostol foarte important cu conotații deosebite pentru viața noastră de credință și pentru continuitatea alergării noastre, jalonat de principiile pe care Dumnezeu le-a statornicit în cuvântul Său și pentru noi, cei de astăzi și cei de acum. În primul rând, Sfântul Apostol Pavel, în a doua lui epistolă, îi scrie lui Timotei din închisoare. Sfântul Apostol Pavel era înaintat în vârstă, era bătrân, era închis și îi scrie lui Timotei câteva îndemnuri, iubiții mei, foarte importante și foarte actuale. Atât de actuale, iubiții mei, pentru noi și pentru lucrarea oastei Domnului, încât nu putem trăi și nu putem să ne urmăm parcursul mântuirii spre împărăția lui Dumnezeu, desconsiderându-le. Și vreau să citesc, sunt 5 versete. Tu însă mi-ai urmat în învățătură, în purtare, în năzuință, în credință, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruință, în prigoniri și suferințe care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconia, în Listra. Câte prigoniri am răbdat și din toate m-a izbăvit Dumnezeu. Și toți care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Iar oamenii răi și amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alții și rătăciți fiind ei înșiși. Tu însă rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine le-ai învățat.
Și fiindcă de mic copil cunoști Sfintele Scripturi, care pot să te înțelepțească spre mântuire prin credința cea întru Hristos Iisus. Și vreau să continui și următorul verset. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea cea întru dreptate. Frații mei, sunt cuvintele pe care Sfântul Apostol Pavel îi le scrie lui Timotei, un tânăr ca și alți tineri din locul acesta sau mulți alți tineri în altă parte. Sfântul Apostol Pavel îi scrie cu atâta dragoste lui Timotei și peste timp, peste arcul timpului și pentru noi cei de astăzi, o scriere cu valențe deosebite, iubiții mei. Am stat și m-am gândit la versetul acesta 14. Spune Sfântul Apostol Pavel, rămâi! Și m-am gândit la ce înseamnă statornicie pentru un ostaș al lui Hristos, pentru un copil al lui Dumnezeu. Ce înseamnă cuvântul acesta, rămâi, rămâi statornic! Rămâi în cele ce ai învățat, le-ai învățat și ești încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Rămâi în ele, rămâi statornic. M-am gândit la aceste îndemnuri pentru Timotei. Primii învățători ale credinței, spune Sfântul Apostol Pavel, tot aici în 1 Timotei, în capitolul 5, în versetul 5 din capitolul 1, îmi aduc iarăși aminte de credința neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunih, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Timotei a fost beneficiarul a două persoane care și-au pus amprenta pe viața lui. În primul rând a fost mama și apoi a fost bunica. Ce mult înseamnă, scumpii și iubiții mei tineri și iubiții mei frați, să ai în viața aceasta, la momentele cele mai importante ale vieții, pe cineva lângă tine. M-am gândit la aceasta pentru că tatăl lui Timotei era un păgân, el nu era creștin. Și totuși, acest tânăr a beneficiat de această educație aleasă a mamei și a bunicii, care au conștientizat aportul lor la creșterea și la viitorul acestui tânăr. Și apoi Dumnezeu l-a binecuvântat să se întâlnească cu Sfântul Apostol Pavel. Și m-am gândit la ce spune versetul 8 din capitolul 1, cum rememorează Sfântul Apostol Pavel un episod al vieții lui. Deci nu te rușina de a mărturisi pe Domnul nostru, nici de mine cel pus în lanțuri pentru el, ci bătimește împreună cu mine pentru Evanghelie după puterea de la Dumnezeu. M-am întrebat ce am făcut eu în mod personal ca Evanghelia lui Dumnezeu să ajungă la alții, să ajungă la cei care nu sunt predați lui Dumnezeu, nu sunt întorși la Dumnezeu. Ce am făcut eu în mod personal ca Evanghelia să ajungă la oamenii care astăzi îl contestă pe Dumnezeu? La oamenii care trăiesc în indiferență, care trăiesc în somnolența păcatului? Ce am făcut eu ca mesajul Evangheliei să ajungă la ei? Versetul acesta m-a pus pe gânduri. În primul rând, să nu te rușinezi.
Citeam un gând al fratelui Traian pe tema aceasta și vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră și vreau să îl spun pentru tinerii de aici și pentru alți tineri care vor fi curioși și dornici să-l afle și să îl pună pe inima lor. Spunea fratele Traian așa de frumos: gândul pentru tineri, să vă luptați, să biruiți îndemnurile păcatului și pornirile firești ale ispitei. Feriți-vă de păcate și de ispitele din lume. Ascultați de părinții voștri credincioși. Îndreptați-vă după cuvântul lui Dumnezeu. Siliți-vă singuri să trăiți o viață de rugăciune. De nimic n-aveți nevoie mai mult decât de rugăciune. Doriți rugăciunea, căutați rugăciunea, iubiți rugăciunea, însetați după rugăciune și prin rugăciune cuvântul lui Dumnezeu vă va vorbi, puterea lui Dumnezeu vă va întări, harul lui Dumnezeu vă va păzi și puterea lui vă va feri de toate ispitele care sunt în lume prin pofte și prin păcate. Aveți nevoie să vă luptați puternic și să vă lipiți tare de Hristos. Fără El veți fi doborâți, dar lângă El nu veți fi niciodată biruiți. De aceea luptați. Și spune fratele Traian mai departe, pentru tineri, așa cum Sfântul Apostol Pavel îi scria lui Timotei, scrie fratele Traian tinerilor, să iubiți rugăciunea, că mai mult decât orice aveți nevoie de rugăciune. Prin rugăciune Dumnezeu vă va fi totdeauna aproape și voi veți fi totdeauna aproape de Dumnezeu. Prin rugăciune vă veți întări, vă veți mângâia, veți avea putere, veți căpăta lumină și înțelepciune în viață. Prin rugăciune veți birui totdeauna toate ispitele și toate puterile vrăjmașului. De aceea nu uitați rugăciunea niciodată. Să vă deprindeți cu rugăciunea și când nu vă puteți ruga, rugați-vă să vă puteți ruga. Și vă rugați din toată inima și cu toată puterea, căci Dumnezeu va fi aproape și vă va da biruință. Numai cu El veți birui, dar cu El, să știți, veți birui. Dumnezeu vă va binecuvânta și din copii credincioși veți ajunge mai departe lucrători și luptători și apoi părinți și frați și surori credincioase. Nu vă ascundeți de frații bătrâni. Nu vă ascundeți de părinții credincioși. Ci cereți-le sfatul și ascultați-le îndemnurile. Și Dumnezeu vă va binecuvânta. Pentru că aceasta înseamnă să asculți de Dumnezeu. Adică să asculți de frați, să asculți de părinți și să asculți de cuvântul lui cel sfânt. Dragii mei, asta am înțeles că era mesajul Sfântului Apostol Pavel pentru Timotei, pentru copilul lui în credință. Asta era mesajul pe care Sfântul Apostol Pavel îl spune lui Timotei și am numărat aici 9 motive care au constituit pentru Timotei modele și pilde de urmat. Și în primul rând, Sfântul Apostol Pavel așează învățătura. Spune Sfântul Apostol Pavel lui Timotei: tu mi-ai urmat învățătura. Ce important, iubiții mei, frați, ostași și frați tineri, să avem în viața aceasta o învățătură. Și când vorbește despre învățătură,
Fratele Traian și părintele Iosif sunt așa de tranșanți și așa de clari în privința aceasta, încât nu lasă nicio speculație. Spunea fratele Traian despre învățătura așa, și vreau să citez: cine își schimbă învățătura, nu mai are nici același duh, nici aceeași credință. De aceea vin dezbinări și partide, certuri și ciorovăieli, lipsa înțelegerii și a iubirii. De aceea aveți toată grija și nu părăsiți învățătura, nici să nu adăugați sau să scădeți nimic la învățătură, căci adevărul numai întreg poate fi păstrat. Cât veți păstra aceeași învățătură, veți fi la fel cu toții. Dar îndată ce veți știrbi această învățătură, vi se va schimba și duhul și credința. Și nici nu veți mai vorbi la fel apoi, și nici nu veți mai simți apoi la fel. Ce important, scumpi și iubiții mei frați, să ne păstrăm învățătura, așa am citit aici și așa a spus Sfântul Apostol Pavel lui Timotei. Învățătura. Apoi purtarea, a doua, a treia năzuința, a patra credința, îndelunga răbdare, a cincea dragoste, a șasea, stăruința, a șeptea, prigonirea, a opta, suferința, a noua. Toate trebuie să se vadă în viața unui copil al lui Dumnezeu. Toate acestea trebuie să fie motive de îndemn spre mântuire pentru ceilalți care privesc la El. Toate acestea trebuie să constituie, iubiții mei, pentru cei care ne privesc viața, să constituie motiv de a dori să fie și ei ca și noi. M-a impresionat un gând pe care l-am citit și l-am găsit la fratele Traian. Spune fratele Traian, după ce vorbește de ce ne-a oferit nouă Dumnezeu și ce mari binecuvântări ne-a dat nouă Dumnezeu în viața aceasta, și spune fratele Traian, ne-a dat o moștenire sfântă, ne-a dat o cetățenie și o patrie sfântă, ne-a dat o veste mântuitoare, Evanghelia lui Dumnezeu, ne-a făcut o chemare slăvită de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Am primit dreptarul învățăturii sănătoase despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel lui Timotei și pe care îl avem și noi, iubiții mei. Am primit harul răscumpărării, am primit o nădejde, am primit un drept, am primit o moștenire, am primit un har, am primit un Dumnezeu la nașterea noastră din nou. Am primit la botez, am primit la pocăință, am primit la împărtășanie, am primit în legământ, am primit în adunare, așa cum am primit și astăzi, am primit în biserică, am primit în fiecare zi har peste har. Și acum urmează întrebarea, iubiții mei, așa cum Sfântul Apostol Pavel a vrut să-l avertizeze în apostolul zilei de astăzi pe Timotei, să aibă grijă cum păstrează ce a primit. Fratele Traian ne spune, dar ce-am păstrat? Ce-am păstrat din toate aceste minunate daruri pe care le-am primit noi? Și ce mai păstrăm oare acum? Păstrăm oare nădejdea cu care ne lăudăm? Nădejdea în venirea Domnului, pentru care să ne sfințim tot mai mult viața? Păstrăm credința, taina minunată a credinței într-un cuget curat, așa cum am primit-o de la înaintașii noștri? Dragii mei, le păstrăm acestea pe care le-am primit astăzi? Facem front comun să le apărăm, să ni le însușim și apoi să ni le apărăm și să trăim prin ele, iubiții și scumpii mei? Facem lucrul acesta? Ne dovedim noi că suntem
creștini ortodoxi și ostași al lui Hristos. Am rămas uimit pentru că spunea fratele Traian într-o poezie și vreau să citesc numai două strofe din ea. Când vorbește și când îi scrie Sfântul Apostol Pavel lui Timotei despre statornicia, a spus versetul 14, tu să rămâi, adică să rămâi statornic, fratele Traian spune, statornicia este un har și fericit e cel ce o are. Și apoi spune fratele Traian, nu-i suflet mai adevărat, nici soț mai vrednic de alipire, nici vestitor mai de urmat ca cel statornic în iubire. Și ultima strofă, statornicia este un har și fericit e cel ce o are, că urma lui pe veci răsar izvoare de mărgăritare. Statornic, Dumnezeu ceresc, nu-ți cer mai mare avuție decât să-ți cred și să-ți trăiesc cuvântul cu statornicie. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.